Angajații Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat, dar și alți angajați din primărie și-au petrecut timpul în jurul cetății. Asta pentru că au pregătit zona de distracție dedicată sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, manifestările prilejuite cu ocazia sărbătorilor de iarnă vor fi organizate lângă cetate. Precum vedeți, se fac ultimile pregătiri pentru că mâine seară autoritățile locale vor da startul sărbătorilor de iarnă prin aprinderea luminilor din oraș. Promenada dintre cetate și Casa de Cultură a fost acoperită de o pânză de luminițe, la fel și arborii de lângă cetate. Mai mulți brazi, mai mici sau mai mari, au fost realizați din ghirlande luminoase. Din peisaj nu lipsesc nici Moș Crăciun, Omul de Zăpadă sau carul cu reni al lui Moș Crăciun. Veni, cum să nu, de-abia așteptăm. Da, că va fi... nepoți. N-am nici nepoți, nici copii, nu sunt aici, în Sibiu și plecați peste hotare. Să veni singură, cu soțul. Ce să facem? Și pentru noi e ceva frumos și noi vrem să ne mai relaxăm. Ceva deosebit în Da, acesta. Cum să nu? Vă au mutat patinoară aici. Frumos. O făcut patinoară foarte bine, că o a avut loc destul acolo ca să-l facă. Văd că priviți, vă place ce Ne place, sigur că ne place. Bună ziua! O să veniți mâine seară când se vor aprinde luminile. S-ar putea. Mâine seară să aprinde luminile? Da. Să vedem dacă ne simțim bine. E ceva mai deosebit? Ne-ar place, e frumos, e bine că face ceva pentru noi. Patinoarul de 600 de metri pătrați amenajat pe plateul din partea stângă a cetății va fi una din piesele de rezistență în ceea ce privește distracția, iar startul sărbătorilor va fi dat mâine seară începând cu ora 17, când pe scena plasată în fața Casei Municipale de Cultură vor urca elevii școlilor din oraș pentru a colinda. Aprinderea luminițelor în oraș va fi realizată la ora 17:45. Vom aprinde luminile mâine seară pentru a face drum lui Moș Nicolae. E vorba de un spectacol la scena din fața cetății, unde vor colinda copii de la toate liceele din Făgăraș și atunci când ziua se îngână cu noaptea, undeva la 6:45, vom aprinde luminile. În plus, pe ultima 100 de metri am reușit o colaborare cu o firmă și vom avea și un patinoar la porțile cetății. Sper ca micuții să se simtă bine și să simtă bucuria sărbătorilor de iarnă. Până la ora 19, elevii școlilor din oraș vor colinda pe scena de lângă Casa de Cultură.